A fost anonimatul marea dumneavoastră frustrare? De ce nu ați jucat în telenovele? E un gen minor și chiar nu mă interesează absolut deloc. Ați fi fost un actor bun la Hollywood? Nu cred. Vă pare rău că ați încălcat legea de dragul soției? Eu n-am încălcat nicio lege. Ce amenințări ați primit pentru că ați interzis jocul de bingo la TV? Eu am provocat discuția. De ce ați fost în conflict cu Traian Băsescu? Când a devenit Băsescu. Ați candidat la prezidențiale ca să îl ajutați pe Dan Barna? Câte prostii și ai vedeți. Când a început să vă placă rolul de politician? 40 de întrebări cu Denis Rifai. În această seară de la 10 și un sfert la Canal D.